Da, și aici... acolo gata, nu mai se pune problema între Tavi și lui Felipe, nu mai. Adică s-a văzut aseară, nu mai. Adică nu se mai pune problema acolo. Adică clar, lui Felipe, subiect închis. Păi, păi da, sigur. Bă, Hodia, vrei să spun ceva? Ai văzut ce înseamnă viața asta? Acum vreo 2 ani am vorbit cu Coma. Și am zis, băi, Florinele, mă doare inima de tine, n-am ce să fac. Ia, exact așa am zis. Este Tavi prea bun. Și mi-a zis, Dania Gigi, dar ce eu nu văd, ce eu nu sunt conștient de asta, nu pot să joc în fața lui Tavi. Mi-a zis. N-am, mă duc și joc oriunde, în dreapta, în fac. Deci el, Florinel, acum, după 2 ani, normal, Tavi trebuie să fie mare bombă după 2 ani, încă 2 ani în plus de maturitate. Și acum s-a ajuns ăsta, să nu se mai pune nici măcar problema cine e, Coman sau Tavi. Vezi cum este viața? Pentru că la viață trebuie multă muncă, tată, când faci ceva, mai ales la fotbal. E vina lui Tavi, domn Becali. Ce să... Asta e. E vina lui Tavi, este vina așa, noi nu putem acum să luăm să educăm copii, că n-avem timp și n-avem, adică... ar trebui, că spunea cineva aseară la o trebuie, dumneavoastră, trebuie, și dacă vrei să faci un sănătate, trebuie să ai și un de ăsta, un... Ce, mental coach sau ce? Nu, tată, un departament de ăsta de 2-3 persoane, no, care să... ăștia, jucătorii talentați, numai, care sunt tine talentați, să-i gestionezi și în afară, și când vin, și în afara... și în afara vieții sportive, asta vrei să spun. Nu numai, nu, și mâncare mă refer. Nu numai, am înțeles. Nutriționist, un om care să le, deci, să-i regleze, da, și în afară. Tavi e cu minte, nu se pune problemă. Numai că trebuie și alimentație și mai trebuie încă ceva. Spunea cineva la seară tot. Dom'le, nu vezi că el, Tavi, a rămas același. La mușchi, picioarele lui sunt la fel. Da. Zici că are mușchi de găină, domn Becali, pe cuvânt. Aia, nu vreau să... Nu, că nu jignim. Păi ce, nu, adică că-s mici, am vrut să zic. Păi dar nu, când zici mușchi de găină, e jignire totuși, nu? Că-s mici. Deci nu, tată, păi nu. Poți să zici mușchi mici, dar nu că de găină. Mușchi mici. Păi uim așa, că după aia... Deci el nu are... Trupul lui nu-i lucrat deloc. Nu poți să stai numai din talent. Păi când Coman ai văzut, Coman când pune piciorul de parcă zici că el e tank. Nu, zici că e gladiator, așa arată. Gladiator, când pune piciorul acolo, el, nimeni nu-i mai poate să-i toarcă piciorul lui Coman. Da.